Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din GTA Real Life. Avem aici, cred că, 2 milioane de dolari în mașină, dar momentan am lăsat jobul și nu pot fura eu banii. Doar că nu știu cum, că mi se buguise și nu am mai putut să fac absolut nimic. În fine, mă duc acum, iau jobul din nou. Sunt aproape. Din câte am înțeles, cercul ăla roșu sunt polițaii pe mapă. O să vedem imediat că a început și ploaia. Să ne întâlnim și cu Andrei. Aici. Hai că o bag aici. Oh, am făcut-o. Bag aici mașina. Cum ar fi să te ia poliția că umpli cu o mașină de-asta? Nu știu acum dacă sunt player, ce ăsta, player? Nu. Mă interesează să văd, de exemplu, identitate, adresă, nu. Ok, nu zice că ce ești angajat. Și ok, am apăsat pe alea. Bă, fii atentă, l-a atacat pe Alex. Hai că a făcut-o. Invers. Da, te fac. O să mă plimb puțin să văd dacă merge. Am învățat vehicle locked. Ok, asta nu știam. Am aici și aici avem take, avem money bank. Ok, avem 1,5 milion, dar cred că mai putem să punem 4500 tab. Gata. Și avem 2 milioane. Și nu știu dacă am luat jobul mai exact. Oare trebuie să-i duc în altă parte? Ce fericit e că l-au omorât, bă. Ideea e că nu știu cum arată o bancă. Robbery bank, robable bank. Nu mă interesează robbery bank. Mă interesează ce e ăsta. Bank driver station. Sunt mai multe? E doar unul singur. Pe toată mapa. Și unde ar trebui eu să duc banii? Asta-i cu problemă, știi? La Armored Van ai zis, nu? Ăla de sus, da. Cel de jos e cu totul altceva. Vezi că trebuie să-ți cumperi tu o dubă și... Bine, e 0 bănuți duba. Băi, n-am cum. Aparent am luat. Cred că am luat jobul ăla. Acum singura chestie e că nu mi apare ce trebuie să fac deasupra capului. Ar trebui să... Și mai zis poate. Ok, gata. Alea nu e. Trebuia să mi apară pe mapă unde să duc. Bă, uite, am găsit o mașină ca a ta. Bă, tu ești, bă! Ce zici? Nu vrei să zici ce faci, mașina asta are 2 milioane de dolari. Mamă... I-a dat jail o oră. Am dus să-mi iau și eu. Dar stai așa că nu înțeleg care e, o să-l întreb, să mă explice, că uite, sunt curios. Am luat payday, m-am îmbogățit, acum duc banii. Gata. Waypoint to go. Deci am zis că am bani, am mașina, am tot ce-mi trebuie, dar nu știu unde să mă duc. Bank driver, i-am mai zis odată, da, fie. Ok, vine aici. Sunt curios dacă se teleportează și au. Da, se teleportează. Atunci mă parc eu și eu frumos să nu blochez aici circulație. Hai, tati, că mâncăm combustibilul. Deci da, nu mi-apare nimic, trebuia să-mi dea. Oh, deci fii atent, 60 de minute pentru random deathmatch. Și la fel am făcut și eu fail RP atunci când am dat cică cu mașina peste voi. Cum se numește aia care o ai tu, duba? Păi e o singură dubă pe care o poți cumpăra, nu? Nu. Păi vezi? Nu, mă, nu, sunt mai multe. Pe bune? Apasă pe Z, apasă pe Z. Stai, sus la banca, Armored Van. Acolo trebuie să mă duc? Da. Ca să-mi iau duba? Cred că trebuie să mă la garajul de dubă. Nu. Deci la camionul de sus. Garage Bank Driver? I-am zis că dacă zice ceva pe voi și ai o cauză pierdută. Adică, make sure you get set, you want type everything. Vreau să vorbiți prin voice. Ok, păi nu știu cum. La audio. Nu, la multiplayer e, sau ceva de genul. Unde era? Ce mă, păi tu la voicea, da. Push to talk. Test. No. Nu știu pe ce-i voice chat-ul. N. Nu. Nu e aia la mine. GTA Online, text, toggle, push to talk, N. Ba uite, N. Cred că tocmai șterg ceva. Da, nu contează. Voice chat on, push to talk, ok. Da, e totul ok, cred, știi? Hello, can you hear me now? Fii atent, cred că mi-a dat job-ul acum. Given money bank driver. Reward 500 de... Pe mine nu mi-a apărut până acum. Da, eu am, dar văd că eu sunt cu mașina mea. Ok. Stai, că vreau să dea restart la server. Stai, îmi dă $500 dacă duc banii de colo-colo. Finish my job. A, deci da, mă, uite, era o problemă că nu ne dădea nouă joburile, știi? Că a zis că vrea să dea restart. Te-ai urcat bani în mașină? Da, păi trebuie, nu? De unde, dracu? Că mie am luat mașina așa. Nu știu, eu am băgat și 2 milioane în ea. Poate după zice că n-ai bani și trebuie să te duci înapoi să iei. E dolarul ăla pătrat, ceva de genul. Te duci acolo, apeși Enter, după te duci în mașină, deschizi meniul, apeși pe inventar, nu inventar, pe vehicul și dai acolo portbagaj și dai să pui în el și dai money bank sau ceva de genul. Băi, de treaba adminul ăsta, bă, îmi place. Mă lasă să-mi termin jobul, fii atent. Și după de restart. Blană! Ce urât se vede în mașină. Ia, deci dacă poate să adauge FOV 80 e blană. Și o să-i propun să bage Dacia. Ce zici? Da. Mamă, îți dai seama să avem Dacia, Logan. Îmi dai seama. Vă change view. Ok. Ia, stai așa. Ăla-ți să scrie într-un cuvânt. A luat, da. De uite ce am zis. Ce aici a dat e ca un Lamborghini. How can I contact him? Bă, fii atent, mă, că am mai făcut așa pe un server, știi? Și au băgat Dacia. Nu știu. Da, deci dacă reușiți să vă... Îmi pare rău că nu prea am vorbit, dar ați văzut, eram aici ocupat. Că până la urmă, dacă vreți și voi să vă jucați, să știți de unele probleme de astea ce mai apar. Oh, TeamSpeak. Discord, poate. N-am TeamSpeak, frate. Trebuie să apăi. Du-te. Îmi place la numai pe. Ma, uite, dau Discord. Păi facem blană serverul. Că o să-i convine și lui, știi, să aibă pe cineva să filmeze aici. Normal că îi faci și reclamă. Bine, am filmat atâta deja. Nu-mi place serverul, adică chiar e ca lumea. Ai ce să faci. Păi, da, mi-a insistat să-l vezi. Mamă, pe unde mă pune să o iau, pe ce drumuri. Stai că e jale pe aici, pe unde am luat-o. Drum de pământ cu duba asta. Vai de capul meu. La 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 la. Deci n-am mai mers pe drumurile astea, cred că în viața mea n-am mai mers pe aici. Nu pot să... Dacă aveam off-road, ieșeam ieftin. Săream pe aici, pe stămunți, pe stăvăi. Nu vreau să lucrez ca polițist, nu vreau să-l întreb dacă pot lucra ca polițist, pentru că nu-mi place. Eu vreau să-mi fac mașină șmecheră și mai târziu să-mi fac și un gang. Și să mergem în droguri de astea, să luăm o grămadă de bani, de exemplu, numai de la o cursă, știi? Bine, vreau de genul ăla care plătește poliția și chestii, știi? Adică, bine, asta depinde și de ei. Dacă vor să fie plătiți, îți dai seama ce mișto ar fi? Să te lase poliția, bam, așa, să ia pe alții, frumos. Bine, asta ar fi roleplay ca lumea. Da, am zis, după ce mi-au mașină o să mergem mai regulamentar sau când sunt mai mulți player. Momentan la 2 polițiști, 1 și 3 normali, e ok. Fii atent, aici trebuie să duc banii, lasă-mă naiba. Bă, fii atent că am făcut-o de oaie, cred că. Missing. Ce? Ok, stai așa. Nu trebuia să iau neapărat duba asta. Nici măcar nu știu pentru ce duba asta. Ia. Ia, hai să vedem. Duc aici, da? Și nu mai pot să mă mișc. Nicio. Te-ai băgat gata. În punctul ăla, nu? Gata, gata. 500 am primit! Yeah. E bătaie de joc. Da, zic că... E bătaie de joc! Mai... E da, e, zic că e și mai bine că... Păi cât făceam până acum? Da. Păi până acum făceam, cred că făceam 100.000. Cât am mers cu asta. Trebuie să mă duc 2000 ca să mai primești 500 de dolari. Nu, cred că la ăla au făcut o problemă. Eu cred că au pus câte un 0 în plus, nu știu, am așa o impresie. Că dacă stai să le iei după celelalte joburi, primești extrem de mult. La tacu și la alea. Cred că e ceva problemă la job. N-are nimic, trebuie să folosim de. Corect! M-am dus să iau o mașină rapidă, cu asta nu... Ăla vrea să fie polițist! Jobul cu tirul, dar chiar ăla pare ca lumea 30.000, știi? Am găsit un M5 de asta frumos. Vrei să luăm amândoi jobul cu tirul? Da. Ok, hai că lua asta, nu e, deci e... E hoție pe față. Am găsit M5, tati. Ce? Oh my god, mă, n-ai văzut că vine aia să mă bată? Oh my god, atâta știți. Dar eu de acolo fura mașina, știi? Că l-a venit să-și ia mașina înapoi. Și eu nu, domne, nu. E a mea. E, băiatul de pe chat e paralel, mă, cu ce se întâmplă aici. E șmecher că ai payday-ul ăla, știi? Eu iau invers, nu iau spre oraș. Ba nu, ba nu. Să fac o urmărire de aia cu ei? Am văzut blipul ăla pe autostradă. Și acum nu știu, cred că trebuia să iau pe partea cealaltă, să o iau. Pe unde? Da. Eu vreau să vin în oraș. Unde e armurat vanul ăla micuț? N-am văzut asta. Bă, dar ți-a răspuns odată. Ce trebuie să faci ca să fii polițist? Ți-a zis că trebuie să vorbești pe engleză corect și să aplici pe TeamSpeak. Nu mai spama chat-ul atâta, că mă enervează și pe mine, că nu e ceva micuț chat-ul și e mare. Și e deranjant tare, de asta zic, nu mai tot spama. E super deranjant. Pam 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 pam. Tu ai văzut cum ești parcat, că-ți rămân roțile virate? La mine nu. Bă, stai, am terminat job-ul, să-i zic că e gata? Da. Dacă tu n-ai văzut mesajul, asta nu înseamnă că trebuie să spamezi. Dădeai mai sus și te uitai, că dacă apăsă... Mă miram de ce nu-mi pleacă mașina, știi? Aparent avem chat-ul deschis. Mucicătoa! Mă, bă, de ce nu mai pleacă mașina? Apăs Enter, aha, gata. Vreau să-mi pun și un nume roleplay. Da, asta se pune de pe Steam, observ. Să ia numele de pe Steam, o să-mi pun și un nume roleplay, să fie mai fan. Că e urât așa, Trex. Trex. Hai mă, că a dat. Da mă, că am atunci cu episodul acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați like, bam!